Salutare și bine v-am regăsit! Povestim astăzi despre jazz, despre jazzul contemporan, asta pentru că la Cluj urmează o vizită foarte importantă, pe care ne face Alex Harding împreună cu Lucian Ban pentru a ne prezenta cel mai recent album al lor, este vorba despre Dark Blue. Ne aflăm pe malul Someșului, alături de Teatrul Maghiar, unde va avea loc concertul și spun bun venit în emisiune domnului Alex Harding. Hello, Mr. Harding, welcome to our show. Hey! How are you? Salut! 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 You speak Romanian? Absolutely. Tell me, please, how have your musical journey begun? Many, many years ago. I was probably 9, 10 years old. And I was, I was a drummer. And then two years later, I wanted to play saxophone. So my mom and dad, being good parents, supporting loving parents, I had a saxophone for Christmas. And I was like probably 11 at that point. And then it started there. I was 11 years old. How have you met Lucian? I met Lucian in 1999. He came to New York to study at the New School. And a mutual friend of ours told Lucian to come see me play. I was doing a concert. So Lucian comes to my concert and we started talking and he told me what he was doing. I thought he was French, I didn't know. I had never met anyone from Romania, but I knew he had an accent. So I said, oh, he must be French. We started working together and it just continued to grow. So 1999, that's when we first met and started playing together. 20 years. Wow. What can you tell us about the Dark Blue album? It has a lot of complexity, but still very accessible. You can listen to it and still feel the blues. Is it a dialogue? Is it a fight? All about jazz said that is a fire, friendly fire between It's always a dialogue. Sometimes a little heated. Okay. But it's always a dialogue. Again. What inspires your music? I don't know. Lots of things. What's going on with me? Because as an artist, we take inspiration from our environment. So many things at various times will act as that inspiration. So it can be, you know, I'm feeling really good about something. Or very bad. Or very bad about something. Or a friend of mine or something. It's a lot of stuff. So it's just a reflection of what's going on at that moment. They say that in New York, jazz is in the air. How about Cluj? How do you feel it? I like it. I mean, in terms of the whole country of Romania, I've always gotten an extremely warm reception. People really are excited and they really enjoy the music and you know, as an artist, that's the only thing that you can really hope for is having people appreciate what you do and it affects them. What the music really means to you? Well, it means it's a part of living, it's a part of life. So for me, to be able to express that is living. Excellent. What can you tell us about the set list? The set list. It will be a lot of improvisation? It's going to be a mixture. Yes. Of prepared pieces, some improvised pieces, and some old pieces, some new pieces. It's going to be like a stew. You put a lot of little stuff in, you stir it up. Yeah.
I'm happy. I feel real good about being here, and we did 4 concerts so far, and they've all been wonderful. People really, really received, and it's been wonderful. About people, how do you feel the audience, the public? I like the audience because they're very attentive. When they come listening. They come to go, as I say, to go on the journey musically, sonically, because we're taking this journey with sound, and each sound creates a different type of color or hue. Dark blue. Exactly. Okay, thank you very much. Thanks, sir. Appreciate it. It was a pleasure to meet you. Pleasure. Continuăm povestea Dark Blue. Alături de mine Lucian Ban. Bine ai revenit la Cluj-Napoca. Revii cam în fiecare an aici. Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să te întreb cum a început dragostea ta pentru muzică și pentru jazz în special. Știu că tot aici la Cluj s-a întâmplat. Așa este. Cluj este orașul în care m-am născut și m-am format. E o bucurie pentru mine să revin, să concertez în Cluj de fiecare dată. Nu reușesc de câte ori mi-aș dori, sunt ani în care Clujul este sărit, din păcate, dar de fiecare dată când reușesc, e o bucurie pentru mine să cânt acasă. Pentru că, de fapt, aici am descoperit muzica, aici am descoperit pianul și aici am descoperit jazzul, de fapt. Aș putea să spun și trebuie să menționez, în primul rând, pe domnul Georg Jolt, care e unul dintre mari experți și cunoscători în jazz în Europa și care am avut șansa să-l cunosc exact la momentul potrivit în viața, în cariera mea, ca să spun așa. Și el te-a inițiat în jazz. Georg Jolt a fost o școală extraordinară pentru mine, pentru că domnia sa e, în primul rând, era posesor unei colecții imense, cunoștea istoria jazzului foarte bine, era pianist,
Și era incredibil de pasionat față de muzică. Mi-aduc ore întregi, după mese întregi pe care le-am petrecut cu el, inițiindu-mă ce înseamnă Thelonious Monk, ce înseamnă Bud Powell, ce înseamnă Andrew Hill, de la mari muzicieni la cei mai puțin cunoscuți. Vreau să te întreb, cu ce crezi că se combină cel mai bine jazzul? Cu alte muzici, ai încercat și cu muzică populară, și cu Doina, și cu Enescu. Cum crezi că funcționează cel mai bine pentru tine în căutările tale? Le văd ca și provocări. Majoritatea dintre ele au venit cumva spre mine. L-am descoperit pe Enescu, de fapt, cu adevărat, în urma unei comisionare a festivalului Enescu. Atunci am făcut primul proiect Enescu Reimagined, cu Johnny Bear, Matt Maneri, Bud Alroy, Tony Malaby, Ralph Alessi, Gerald Cleaver. E cumva proiectul care m-a pus pe harta internațională a jazzului. Numele Enescu împreună cu acești muzicieni de prim rang au strânit un interes. În privința muzicii populare românești, tot așa a venit în urma unui grant pe care noi l-am avut împreună, de fapt, cu Sam Newsom, celebrul saxofonist sopran, să reimaginăm cântece populare în limbajul jazzului modern și al improvizației. Am editat un album pentru Jazzaway Records, o casă din Norvegia, cred că în 2009, care s-a numit The Romanian American Jazz Suite. Am reorchestrat, reimaginat acolo chiar și celebra învârtită de pe Mureș, care era genericul emisiunii Tezaur folcloric. Nu știu dacă mai există. Colinde frumoase. Iar acum chiar sunt în mijlocul unui proiect care reinterpretează și de fapt reimaginează cântecele populare culese de Bartok în Banat și în Bihor. E un proiect care se numește Retracing Bartok, care îl dezvoltăm împreună cu Jazz Updates din Timișoara în contextul capitalei europene Timișoara 2021. Anul trecut am avut șansa să-l avem pe celebrul John Sermon împreună cu Matt Maneri să stăm vreme de 9 zile în Timișoara să workshop aceste piese de acum 100 de ani pe care Bartok le-a cules în zonă pe cilindrii de ceară, primii cilindrii Edison. Și acesta este într-un fel un proiect dezvoltat cumva în cadrul unui alt proiect. Deci lucrurile astea vin spre mine și spre surpriza mea, de fapt, se potrivesc improvizației și ideii de jazz foarte, foarte bine. Dar aș spune în final că, de fapt, jazzul influențează celelalte genuri muzicale. Spune-mi, te rog, cum e viața ta în New York? Se spune că acolo jazzul e în aer. Cum simți orașul? Cum te-ai adaptat la America? Cum e viața acolo și cum crește muzica? L-ai citat pe Thelonious Monk. Exact. El a spus asta, New York is jazz, it's in the air. În continuare, jazzul este în continuare New York este capitala jazzului, deși muzica e cu adevărat globală. Avem jazz peste tot, din Australia, în Noua Zeelandă, din Thailanda, în Japonia. Asta într-un fel face mai ușor colaborările, dar în același timp competiția este imensă, în special în ceea ce privește New York-ul. E o provocare, cred, pentru orice muzician de jazz să treacă prin New York, să încerce să concerteze acolo, să colaboreze și să fie parte din scena new-yorkeză. Pentru mine a fost o provocare constantă și a fost ceva ce mi-am dorit de la bun început. Sunt acum de aproape 20 de ani în New York. Îl consider într-un fel, e casa mea, dacă pot să spun asta, după Cluj, care e adevărata mea acasă, adevăratul meu acasă. Sunt foarte multe turnee, concertez foarte mult, deci nu sunt tot timpul în New York, dar New York e acasă și e... Ce e extraordinar pentru mine ca și muzician este că te ține pe jar tot timpul. Ca și mine, tot timpul, în fiecare an, sunt generații care vin la New York. Nu sunt singurul. Sute, zeci de mii, cred că vin de-a lungul decadelor au fost. Ceea ce înseamnă că un suflu nou, young blood, vine și sunt muzicieni extraordinari, oameni pasionați. Deci nu poți să te culci pe ureche,
deloc, trebuie să trebuie să ai ceva de spus constant, altfel nu supraviețuiești în timp. Cum se întâmplă geografic, unele zone, orașe se asociază cu anumită muzică. New York cu jazz, de exemplu, bluesul s-a născut în Delta și s-a mutat la New Orleans. Cum vezi tu locurile care nasc un anumit spirit pentru muzică? În mare parte sunt rațiuni istorice, de fapt. În cazul New Yorkului, nickname-ul, porecla New Yorkului este The Big Apple. New York, jazz-ul s-a născut în New Orleans, este muzica afroamericanilor. Odată cu migrația din anii 20-30 a afroamericanilor spre nord, pentru a, în primul rând, să scape de rasism, în al doilea rând, să găsească de lucru, bluesul s-a oarecum s-a direcționat spre Chicago, iar jazzul a devenit de fapt apanajul New Yorkului, New Yorkul fiind într-un fel centru financiar și cultural al Americii și în continuare a rămas asta. Toate casele de discuri s-au fondat în New York, marile cluburi au apărut acolo, marile scene pe care jazzul a început să fie prezentat chiar odată cu anii 30-40, Carnegie Hall a fost în New York și nu în alte săli. Deci aș spune că contexte istorice fac ca un anumit gen muzical sau o anumită formă de expresie artistică să fie localizată într-un anume centru. Așa cum, să spunem, inovația în artele vizuale, în pictură, la începutul secolului 20 a fost Parisul, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, New York-ul a devenit capitala jazzului începând cu anii 30-40, deja bebop-ul s-a născut în New York, pe strada 52. Deci așa se aștern într-un fel lucrurile și pun o amprentă asupra acelei forme de exprimare artistică. Ce însemna pentru tine întâlnirea cu Alex Harding? Cum ați lucrat de-a lungul vremii, pentru că aveți o colaborare destul de lungă în spate, și cum s-a născut Dark Blue? Alex Harding este primul muzician de marcă cu care am început să colaborez în New York. Eu am plecat la New York în 1999 și cred că în primul an l-am și cunoscut la recomandarea unui coleg de la facultate. Eram la New School, la programul de jazz, și mi-a spus că neapărat trebuie să-l ascult pe acest saxofonist bariton, și împreună am mers la concertul lui unde era cu trioul său, și mi-am dat seama că de fapt eu îl văzusem și l-ascultasem pe Alex Harding cu 4 ani înainte. Când vizitasem New York-ul, el era parte din Sun Ra Orchestra, și imediat am vorbit. Alex e o persoană și un muzician foarte generos. Am început să colaborăm, sunt aproape 2 decade acum, și prima noastră colaborare, de fapt, și debutul meu discografic în America a fost cu Alex Harding, tot un album în duo, s-a numit Something Holy, editat de Simp Records, și spre bucuria mea a fost foarte bine primit și cumva a însemnat lansarea mea într-un fel pe scena new-yorkeză și cea americană. După care noi am editat 6 sau 7 albume împreună de atunci. Un quintet imediat, cred că la un an după, numit Premonition, după care am colaborat cu celebrul tubist Bob Stewart pe albumul Tuba Project, după care împreună cu Sam Newsom, Alex, am realizat The Romanian American Jesuit. Alex iarăși este prezent, interpretând la bas clarinet, o ce veste minunată pe acel album, reinterpretând de fapt. Pe urmă, cred că acum 5-6 ani am scos un album cu un muzician român de muzică electronică, cu Silent Strike. Deci Alex a fost alături de mine, avem o chimie muzicală și personală foarte bună, dar de fapt ce a însemnat el pentru mine a fost un mentorat, dacă se spune el. Alex vine din Detroit și este profund ancorat în ceea ce înseamnă blues. A colaborat cu muzicieni de blues, a avut șansa să lucreze cu Aretha Franklin, 12 ani. Este cineva care are un acces la ceea ce înseamnă bluesul ancestral,
E ceva care nu, dacă nu îl experimentezi pe viu, cântând seară de seară, nu ai șansa să, cred eu, să-l descoperi cu adevărat. Deci pentru mine Alex a fost și este o introducere în esența jazzului, care este de fapt, până la urmă, bluesul. Și dark blue e tot o culoare a jazzului. Dark blue cu blue. E și dark. Exact. Pe de altă parte, blue poate să vină și vine și de la renumita blue note, nota de jazz, de blues din scala muzicală. Am înregistrat acest album anul trecut, la sfârșitul unui turneu american și, de fapt, am realizat amândoi că sunt aproape două decade de la primul album și cu siguranță noi ne-am schimbat. Îmi place să cred că ne-am maturizat muzical și asta se reflectă în muzica din Dark Blue, de pe albumul Dark Blue, care de fapt a fost lansată cu o săptămână de Sunnyside Records și deja feedback-ul, recenziile de All About Jazz sunt foarte bune, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Sper să continui colaborarea muzicală cu Alex încă două decade de acum înainte. Am citit cronica din All About Jazz și mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut cum descrie dialogul dintre voi. E un friendly fire, o dragoste cu năbădăi, cum ar veni. Cum se întâmplă asta? Câte improvizație, câte antrenament, lucru împreună? Împărțim aceeași afinitate pentru limbajul improvizației. Mai mult, într-un fel, vedem și înăuntru jazzului ideea de improvizație oarecum în același fel. Tu spui că improvizația e creație pe loc. Așa este. Probabil că jumătate din piesele de pe album au fost improvizate spontan în studio. Tough Love, iubirii dificile, e una din piesele de pe album și e pur și simplu un give and take, o provocare de la unul la altul cu totul liberă. Și în fiecare concert e altfel această piesă. Depinde de multe lucruri. Depinde de starea noastră, depinde de public, depinde de sală. Într-un fel reflectă ceea ce se întâmplă astăzi cu jazzul în secolul 21, pentru că avem o tradiție foarte complexă, limbajul jazzului e destul de codificat, există școli de jazz, există mari maestri, dar în același timp ideea de improvizație e la fel de puternică ca acum 100 de ani când a apărut prima dată. Deci, iar Alex e cu adevărat un master la a improviza și a păstra acest fir al bluesului și al jazzului în ceea ce facem. Ce te inspiră când creezi muzică? Ce vine din interior? Ce te duce într-o anumită zonă din ce trăiești, din afară? Cum se învină lucrurile astea ca să iasă un jazz pe care îl arăți apoi publicului? Nu sunt sigur că pot să răspund foarte clar la întrebarea asta. Ce aș putea spune că mă inspiră sunt, de fapt, muzicienii cu care colaborez. Creativitatea lor și ideile care le aruncă pe scenă către mine, către noi, ele sunt, de fapt, sursa de inspirație. E un proces destul de nedefinibil. Avem un limbaj, există reguli, dar în același timp păstrăm foarte multă libertate. Până la urmă, ideea de improvizație este exact asta. Îmi cer scuze că te întrerup, dar răspunsul tău mi-a adus aminte de cel al unui artist de artă contemporană care îmi spunea că nu caută inspirația, ci doar se pregătește și lucrurile vin cumva. Tu trebuie să fii în așteptare, deschis. Așa este, adică, se întâmplă. Dacă nu ești deschis, nu se vor întâmpla, cu siguranță. Mai ales trebuie să ai curajul să greșești. Exact. Dacă nu greșești, de fapt, nu vei inova și nu vei merge înainte deloc. Miles Davis chiar spunea muzicienul pe care i-a angajat, muzicieni celebri, Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter, I pay you to make mistakes. Deci vă angajez ca să faceți greșeli pentru ca împreună să creăm ceva nou
fără risc nu va exista niciodată nimic nou. Dare to fail. Exactly. Spune-mi, te rog, tu ai făcut o școală unde majoritatea profesorilor sunt muzicieni. Ce se poate învăța, ce se poate transmite mai departe din această artă? Wow! Asta e o dezbatere destul de puternică în comunitatea jazzului. Se poate preda jazzul? Exact. Marii maestri nu l-au învățat la școală, ci l-au învățat... După ureche. Exact, ei spun the University of Streets. Yeah. Dar jazzul se poate preda cu siguranță. Nu sunt sigur dacă se poate învăța cu siguranță în școală. Eu însumi am terminat Jazz and Contemporary Music and Arranging la New School, una dintre cele mai bune școli de jazz din lume. De fapt, am vrut să merg acolo pentru că era în New York și pentru că marea muzicienilor pe care îi admiram și îi apreciam predau la școală, la New School University. Cred că ce înveți, ce poți învăța în școală depinde și de calitatea profesorilor. Până la urmă sunt lucrurile care le înveți în orice școală. Înveți câteva ingrediente, înveți câteva reguli teoretice, dar marii profesori, de fapt, sunt mai degrabă mentor și te ajută să descoperi propria voce, să-ți dea uneltele cu care tu poți să descoperi ce vrei să faci. Și cred că asta e valabil în toate artele. Acum în jazz e cu atât mai provocator încât e o formă muzicală foarte vie și care se bazează pe improvizație. Și atare de unde și dezbaterea dacă poate sau nu fi predat jazzul. Eu fac destul de multe workshop-uri în turnee la universități și întotdeauna muzicienii întreabă cum pot să fac asta sau asta și nu există o rețetă fixă, dar pot să faci asta cu anumite strategii și mai ales păstrând de aceeași deschidere de care vorbeam mai devreme. Trebuie să fii deschis să greșești, trebuie să cunoști tradiția foarte bine. De fapt, asta ar fi, cred că, un prim lucru care le-aș spune. Uite, poți să faci ce vrei, dar aș recomanda și aș încuraja pe orice muzician la început să fie curios cu ce s-a întâmplat înainte. Pentru că învață regulile, învață exact tradiția și apoi depășește. Așa. Exact, și atunci poți să... Nu există nicio regulă, dar... Exact. Dar fără a cunoaște ce s-a întâmplat înainte, va fi foarte greu să inovezi și mai ales să ai personalitate, de fapt. Spune-mi, te rog, cum simți legătura cu publicul și cum circulă energiile în ambele sensuri, înțeleg, între cei de pe scenă și cei din sală, mai ales în cazul jazz-ului, unde e o relație mai specială. Publicul de jazz în mare e cam același peste tot. Nu există o diferență publicul de jazz din Germania sau cel din Sao Paulo, unde am fost anul trecut cu Matt Maneri. Cu siguranță dacă cânti într-o locație, într-un club sau într-un festival care e cunoscut și care și-a crescut un public, cu siguranță publicul acela e mai avizat și atunci ei știu la ce să se aștepte. Dar am șansa să cânt în foarte multe locuri care nu sunt în marile capitale sau marile orașe. Și surpriza e aceeași că, de fapt, în momentul în care există un story în care noi putem să spunem o poveste prin ceea ce facem, prin muzica pe care o creăm, de fapt, ea ajunge la public. Și am avut șansa nu odată să vină oameni după concert la mine în locuri care nu erau pe circuitul jazzistic. Îmi vine în minte acum Fresno, California. E un oraș în mijlocul Californiei. Nu e pe coastă, nu e lângă San Francisco, nu e lângă LA. Și mi-aduc aminte și acum cuplul care a venit, dintre care unul era muzician și mi-a spus: nu am mai auzit așa ceva niciodată, dar în același timp mi se pare atât de familiar. Erau cu adevărat interesați și noi am reușit în seara aia să ducem ceva către ei. Și în momentul ăla mie mi se pare că relația cu publicul e un succes. Și simțim asta imediat.
Mi-aduc aminte la Brașov, am cântat la Chamber Jazz, la un centru multicultural, ieri sau alaltăieri, și mi-aduc aminte un moment în care era noi cântam și era totul foarte piano, erau câteva note și era o tăcere cristal. În momentul ăla publicul era cu noi, se clipă de clipă. Deci, se poate întâmpla. Vreau să mă întreb, cât de mult te interesează experimentul și improvizația și cât de multă importanță acorzi tu ritmului? Pentru că am citit despre niște oameni care erau mai radicali, să zicem așa, când e vorba de jazz contemporan, care spuneau că atunci când simți ritmul și îți vine să bați din picior, deja nu mai e jazz contemporan. Cum vezi tu lucrurile astea? Cred că unele din aceste observații sau definiții ce este jazz contemporan nu au acuratețe prea mare. În mod frecvent sunt și eu și Alex Harding suntem apreciați ca fiind în zona mai experimentală, deși unele alte recenzii ne plasează din plin în mainstream. Nu cred că ar trebui să încercăm să departajăm atât de clar lucrurile. Până la urmă, Duke Ellington spunea că nu există decât două feluri de muzică, good or bad. Personal, întotdeauna am fost înclinat spre ideea de experiment. Ca atare am și editat albume la case de discuri asociate cu avantgarda, am și colaborat cu mulți muzicieni de avantgardă, de la Matt Maneri la Gerald Cleaver, Evan Parker, celebru saxofonist de avantgardă european, dar în același timp am o afinitate și o plăcere profundă în a cânta melodii, în a cânta blues, în a cânta limbajul jazzului tradițional, în a cânta standards, în a cânta My Funny Valentine, Someday My Prince Will Come, deci, care fac parte din songbook-ul american, din tradiție. Deci, pentru mine personal, eu nu văd departe, nu văd limite, nu văd bariere între, și cred că cei care o fac diminuează, de fapt, muzica. Spune-mi, te rog, ce rol mai are muzica pentru tine și ce poate face pentru ceilalți? Poate nu o să salveze lumea, dar o să o facă mai audibilă. Să iară, e o întrebare destul de mare la care eu am dificultate să răspund. Uite, poate că pot să răspund mai bine citind pe altcineva. Tarkovski spunea asta despre muzică. E cea mai imaterială dintre arte și totuși e cea care ne atinge cel mai profund. Nu cred că aș putea să spun mai bine asta. Super! Îți mulțumesc mult pentru interviu. Dacă mai vrei tu să adaugi ceva? Nu, e o bucurie să vorbesc cu tine. Nu mă așteptam la așa de multe întrebări și serioase întrebări foarte bune. Sper să văd cât mai mulți dintre clujenii mei la concertul de marți, 21 mai, la Teatru Maghiar și la toate celelalte concerte care le avem. De fiecare dată e o bucurie pentru mine să concertez în România. Și pentru mine asta scurt. Mulțumesc, mulțumesc. Eu mulțumesc.
Ajutor! Așa. Acțiune! Cine a comandat mici? Ce scuze! Nu am vrut! În premieră în România, proiectul internațional Uzina Filmelor de Amator a ajuns la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Conceptul creat de renumitul regizor, scenarist și producător francez Michel Gondry oferă publicului șansa de a-și crea propriul film, punând la dispoziție decoruri, echipament și toate resursele necesare. Sunt 15 decoruri construite astfel încât să comunice între ele și să poată fi filmate cât mai multe povești. Aici este un living și o bucătărie, un dormitor. Poți folosi acest decor în mai multe povești. Sunt multe elemente conectate cu orașul Cluj. Nu oferim decoruri rigide, ci posibilitatea de a le folosi cum doresc creatorii de filme. Este o bucurie să văd ce aduc creatorii de film în aceste decoruri. Unele sunt aduse de mine, altele inventate aici pentru a fi folosite în povești cu aromă locală. Salut, Cristi! Ne aflăm în Uzina de Filme. Ce înseamnă Uzina de Filme și cât de importantă este pentru creatorii clujeni care vor să vină și să-și vadă filmul realizat în niște super decoruri? Salutare! Uzina de Filme e un proiect inițiat de Michel Gondry, marele regizor francez câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun scenariu în 2004. Iar proiectul pe care noi l-am propus în cadrul sezonului România-Franța, sezonul cultural, are ca scop, din perspectiva noastră, experimentul de a demonstra faptul că această nouă clădire și facilitate pe care primăria a pus-o la cale poate să creeze cu pași mici, dar organici și corecție construiție, o industrie de film și un business în această zonă, mai ales că știm foarte bine acest oraș are două facultăți de film, are un festival foarte mare, TIFUL, și foarte multe alte inițiative în zona de film, are foarte mulți oameni creatori în zona de conținut și cred că încet o vom putea ajunge în câțiva ani să ne dăm seama că toate lucrurile astea se pot strânge sub o umbrelă care ar aduce locuri de muncă, care ar aduce business în tot ce înseamnă film. Ne aflăm într-un vagon de tren, am văzut o Dacia. Ce fel de cameră de decoruri mai sunt? Proiectul în sine este o franciză care respectă toate regulile impuse de creatori, astfel că anumite decoruri sunt impuse, cum este decorul de tren. În rest o să găsiți, dacă o să vă plimbați aici în următoarele două luni, decoruri sau interioare de restaurant, interioare de apartament, zonă de creație de artă, discotecă, zone de exterior, cum ai menționat despre Dacia. Încercăm să le oferim oamenilor o experiență, în 3 ore, o experiență completă de a produce un film de scurtmetraj. Se începe de la o parte de teorie, se trece prin tot ce înseamnă scenariu, pregătirea filmării, jocul actoricesc, partea de regie, montajul și la final poți să pleci acasă cu tot filmul. Spune-mi, te rog, cât timp va sta aici Uzina de Filme? Mai sunt locuri? Cum se fac înscrierile? Uzina de Filme va poposi până pe 31 iulie la Cluj. Toată experiența este gratuită. Singurul lucru pe care oricine trebuie să-l facă este să-i strângă un grup de minim 5 prieteni, să intre pe site-ul Uzinei, uzinadefilme.com, și să se înscrie în sloturile libere, astfel încât să prindă locuri. Locuri mai sunt, că de asta ne-am gândit să extindem pe 2 luni. Probabil că publicul de TIFF preferă să-și consume timpul acum la film și așteaptă trecerea festivalului. Însă astăzi am deschis, am avut deja 2 grupuri. Înțeleg că până la finalul zilei sunt programări. E bine să vă gestionați bine timpul și să vă bucurați de TIFF, dar cred că o programare din timp nu ar strica nimănui. Cu ce trebuie să vină creatorii? Doar cu ideea? Restul sunt aici, camere de filmat, lumini, decoruri, tot, inclusiv montaj, înțeleg. Creatorii trebuie să vină cu partea cu creația, cu ideile, cu
cu grupul de prieteni și cu buna dispoziție care să ajute la a transforma această experiență într-un film. Aici o să găsească o echipă de profesioniști care să-i asiste pe tot parcursul procesului de filmare, echipamente, lumini, o să înțeleagă micile ascunzișuri ale acestei arte și eu vă garantez că e o experiență care se adresează oricui, de la mic la mare, de la prieteni la colegi de firmă, poate să fie o idee bună de team building sau să-ți petreci după amiesele ploioase care sunt din ce în ce mai dese la Cluj. Un studio cinematografic construit de la zero în spațiul Centrului de Excelență pentru Industriile Creative, cu peste 15 decoruri individuale incluse, este șansa publicului de a experimenta tot ce se întâmplă în fața, dar și în spatele camerelor de filmat. Timp de 3 ore, participanții vor lucra în echipe și vor parcurge sub îndrumarea instructorilor uzinei toate etapele de producție. Raluca Pascu a lucrat în ultimele luni la decorurile din uzină. Mașina asta am recuperat-o de la Remați, am dat-o a doua viață. Face parte din decorul uzinei de filme pentru amatori și în ea poți să retrăiești clipe din copilărie. E unul din decoruri în care se poate da impresia că ești în trafic pe zi, pe noapte, la oraș sau la sat. Sunt mai multe posibilități și ele pot face parte dintr-un scenariu pe care ți-l închipui înainte de a intra în decoruri. Legat de decorul ăsta, avem un decor mai mic, o machetă care se filmează exterior de mașină. În total sunt 15 decoruri în care poți să-ți faci o poveste și ai pentru prima oară șansa, cred eu, pentru multă lume să fii regizor, actor, scenarist. E o oportunitate foarte rară din punctul meu de vedere. Eu am mai lucrat la filme și toată această infrastructură, să o ai la îndemână ca amator, mi se pare o idee genială. Din cauza asta mi-a plăcut foarte, foarte mult să lucrez la proiectul ăsta. Am luat-o și eu în joacă, dar cu responsabilitate. Pentru că decorurile astea fiind puse la dispoziție gratuit oricărui om care vrea să vină să experimenteze genul ăsta de senzație, mie mi se pare absolut incredibil. Deci, mi-a plăcut foarte, foarte mult proiectul. În același timp, e o oportunitate să lucrez sub bagheta, deși indirectă, a lui Michel Gondry. Asta e iarăși o chestie care m-a... Astăzi ne întâlnim și cu el. Da, da, da. Și primul contact ieri a fost foarte impresionant, pentru că e un om care știe să joace. Și asta în primul rând, cred că se poate vedea din ce a gândit el în proiectul ăsta. Care sunt cele mai ciudate decoruri și care au fost cel mai greu de realizat? Și de cât timp lucrați la ele? Proiectul cu totul a început acum 2 luni în mare, adică conceptul și toată partea de, mă rog, de idee și de proiectare, pur și simplu. Montajul propriu-zis a durat o lună. Intensă, o lună foarte intensă, cu o echipă destul de restrânsă, trece unul dintre colegii care au lucrat, dar foarte inimoși. Și ce mi-a plăcut foarte mult, iarăși, la proiectul ăsta, că e foarte multă inimă pusă. Ne-am implicat cu trup și suflet. Cel mai greu decor de realizat, nu știu să zic, adică cumva, în principiu, cam toate sunt cam, să zicem că trenul, poate. Nu știu, eu, preferatul meu, de exemplu, e holul. Avem și un hol. Și am încercat să facem și două decoruri mai mici, în spațiile care au rămas, dar care aduc destul de mult în poveste, cum e mini-ghișeul de bancă sau Taraba de Osăr, de la Osăr.
care mi s-a părut că sunt mai mici ca suprafață, dar pot să fie de impact în ideea unui filmuleț. Discoteca, iarăși, cred că o să prindă foarte mult. Dar cam toate au locul lor. În principiu, a trebuit să imprim și o idee, o nuanță locală proiectului. Din cauza asta, la exterior, mi s-a părut o idee bună să evoc Electric Castle și să... Da, la Bonțida, și să pun zona aia în care toată lumea își face selfie și sunt de impact literele pe care le-am refăcut. Casa Tif am încercat să o refac așa ca în nucleu al festivalului. Și în Casa Tif, în cafenea, am reprodus o mini-expoziție, am creat o mini-expoziție cu desenele lui Michel Gondry și cu proiectorul pe care îl folosește la animații. Sunt niște subtilități pe care am vrut să le introduc așa în decor, legate de el, legate de Cluj. De exemplu, în living sunt foarte multe poze din Cluj, în dormitor sunt afișe ale trupelor locale și am vrut neapărat să avem o dacie, ca să revenim la asta. În ultima clipă am găsit o dacie și am fost foarte, foarte fericită, pentru că cred că e și ea un simbol. Am găsit macheta care este acolo și care e exact modelul pe care a trebuit să o vopsesc albastră, că am găsit doar roșie. Inclusiv mirosul de dacie veche se simte. Din păcate nu se poate simți la televizor, dar e o mașină a timpului când intri aici. Și cam asta e. Poate sunt extrem de multe de spus, dar eu mulțumesc echipei Marius, care trece pe acolo, Claudia Droc, Atilo cu toți băieții lui, Cristi, Emil, Octav, nu știu, aș vrea să-i spun. Nu sunt foarte mulți, dar toți au pus foarte mult suflet și asta a contat foarte mult. Și sper să se simtă. Și oamenii să se bucure. Până nu ajung aici, oamenii nu-și dau seama despre ce e vorba. Ieri am avut primul grup care a făcut un filmuleț și când am văzut cât se bucură de spațiile astea, mi-a crescut inima. Mai sunt două spații pe care le-am propus noi. O sală de clasă, de curs sau de conferință, e polivalentă. Un atelier de artist, pentru că mi s-a părut interesant să dau și latura asta. Da, și mai e la intrare decorul de Club DVD, care este un simbol pentru Michel Gondry și care e de obicei decorul de început. Da, ce să zic, nu știu, eu sunt extrem de fericită că am putut să particip la acest proiect și când mi-a propus pentru prima oară Oana Giurgiu să fac proiectul, am fost... Nu știu, încet, încet am intrat și mi s-a părut că e o idee extrem de interesantă și chiar aș vrea să vină cât mai multă lume, pentru că cred că o să simtă foarte bine, nu e proiectul nostru, dar chiar cred că o să simtă foarte, foarte bine. Mulțumesc mult și felicitări! Așteptăm. Accesul în uzina filmelor de amatori este gratuit, dar necesită înregistrare prealabilă. Ideal este ca aceasta să devină o experiență alături de prieteni, familie sau colegi ce se pot înscrie printr-o aplicație de grup. Cum ai aflat de uzina de filme și cum ți se pare această oportunitate în calitate de creator de film? De acest eveniment am aflat prin intermediul TIFF, Festivalul de Film. Mi se pare o oportunitate foarte faină pentru toată lumea să experimenteze un pic din ceea ce înseamnă cinematografia. Inspirația de la Michel Gondry mi se pare uimitoare. Noi încercăm astăzi să refacem o parte din ceea ce el a creat acum câțiva ani în filmele lui. O să vedem exact ce o să iasă. Am adăugat un pic de comedie, să spunem așa, tipic românească, pentru că filmul nostru s-a transformat în Eternal Sunshine of Spotless, mic cu muștar. O să vedem exact ce o să iasă. Noi suntem optimiști, sperăm să iasă ceva... Dacă nu coerent, cât de cât amuzant. Câte decoruri ai folosit și cum ți se pare organizarea de aici? Până acum am folosit, cred că 5 decoruri.
și mai avem încă două secvențe de filmat. Mi se pare că sunt într-adevăr decoruri care sunt la un alt nivel. La un nivel unde profesioniștii se pot desfășura liniștiți, unde găsești în materie de scenografie cam tot ce avea nevoie ca să-ți compui un cadru așa cum ți-ai dori. La fel și luminile mi se par extraordinare și destul de bine plasate, astfel încât noi să înțelegem de ce setup de lumini am avea nevoie în condițiile în care am filmat într-adevăr o secvență de film. Cum a mers procesul? Ați avut ideea, ați făcut echipa, ați venit aici și aici ați avut la dispoziție atât decoruri, dar și lumini și cameramani și înțeleg că și montaj. Da. Prima oară ne-am întâlnit cu toții aici, unii dintre noi ne cunoșteam, alții nu, însă am reușit să formăm o echipă în câteva minute. Am venit cu idei și am încercat să vedem care dintre ideile respective ar putea funcționa. Apoi am stabilit scenariu, am stabilit replicile, pentru că noi filmăm, noi suntem actorii, noi regizăm. Am ales să facem și prin rotație un pic, să vedem exact despre ce fel de responsabilități are fiecare rol în parte. Acum suntem la partea de filmare, la partea de producție, în care încercăm să ne organizăm și să găsim tot ce avem nevoie pentru ca povestea noastră să prindă o formă. Montajul nu există pentru că ideea filmului este să tragem din prima, să avem un single shot, cum se spune, și să rămânem cu acela, indiferent că e improvizație, indiferent că apare ceva în cadru ce nu ar trebui să fie. Așa că vom vedea la final exact ce o să iasă. V-ați avut până acum vreo legătură cu industria filmului și dacă nu, care sunt sentimentele cu care faceți film? Inițial, acest proiect era pentru amatori, însă noi, cei care mai activăm prin domeniu și avem o legătură cu cinematografia, sau ne dorim cel puțin să avem o legătură, am zis că e o oportunitate bună să experimentăm și să învățăm și de la alții, să învățăm și în alte echipe, să aducem noi idei și să ne stimulăm un pic creativitatea. Cred că e o ocazie bună pentru oricine să testeze cum funcționează cinematografia și cum arată, de fapt, ceea ce se întâmplă în spatele camerelor, acțiunea din spatele camerelor, care e mult mai importantă uneori decât ceea ce se întâmplă în fața lor. Cred că una dintre cele mai bune părți din acest eveniment a fost că am reușit să lucrez cu oameni pe care nu i-am cunoscut până acum. Oameni care au venit cu idei, oameni care sunt extraordinari, cu care nu am crezut că o să pot lucra inițial. Și cred că asta a fost una dintre cele mai mari provocări pentru mine, să lucrez cu oameni pe care nu-i cunosc. Pentru cei care își doresc ca experiența să nu fie limitată doar la o sesiune de 3 ore, există posibilitatea de a petrece mai multe zile alături de echipa Uzinei Filmelor de Amatori printr-un program de voluntariat.